Artur, ai jucat două sezoane și tu în campionatul Italiei, 6 goluri în Serie A, ai marcat contra lui Inter, ai dat o pasă de gol cu Juventus, ai obținut un penalty cu AC Milan. În această vară ai fost dorit de mai multe echipe. De ce ai ales Cagliari? Este adevărat. Am dus negocierile cu mai multe cluburi, între care și Napoli. Dar cei de Cagliari au fost, într-adevăr, au insistat foarte mult. Am luat eu decizia aceasta, consider că trebuie luate lucrurile treptat și sper să fie un sezon cât mai reușit. Da, în primul sezon pentru Hellas ai marcat 2 goluri, apoi 4 goluri în a doua stagiune. Acum, la ce te aștepți? Ce îți dorești la noua ta formație? Să fiu prezent cât mai mult în teren, evident, și să ajut echipa, să obținem rezultate cât mai bune, reușite, să avem, cum am mai spus, un sezon cât mai reușit. În următoarele zile te vei alătura lotului, vei avea un nou coleg celebru, Bruno Alves, care are șansă să câștige chiar campionatul european. Bine, nu este titular la Portugalia. Ești cel mai scump jucător din istoria fotbalului moldovenesc, 4,5 milioane de euro. Este o motivație în plus pentru tine acest lucru? Motivat am fost mereu. O fac din plăcere și este meseria mea. Adică e important să fii motivat mereu și să lucrezi și să ai ambiții cât mai mult. Din câte știu, ai avut oferte și din alte țări, ai ales Serie A. Este campionatul care ți se potrivește? Cred că la moment da. Sunt foarte fericit și bucuros pentru că voi continua să joc în Serie A. Cred că este visul meu, să continui și să rămân la un nivel atât de important și puternic ca Serie A.